Vă invit să începem închinarea împreună înaintea lui Dumnezeu, timpul acesta de închinare, cântând din cântarea cu numărul 751. Cei ce găsiți cărți, vă rog să luați și să cântăm din cântarea de la numărul 751. Slăvit fii Iisuse că lucruri mari faci, la tine pe oameni cu drag îi atragi. Prin jertfa măreață tu viață ne-ai dat și cerul tău, Doamne, ni l-ai descuiat. Prin Domnul Iisus, în numele Domnului Iisus. Și te rugăm să ne primești. Mulțumim că Tu ai promis că oricine vine la Tine în numele Fiului Tău va fi primit, iertat și mântuit. Doamne, mulțumim că și în această seară ne dai harul acesta să ne apropiem de Tine, să Te cunoaștem pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Domnul Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Doamne, această cunoaștere aș vrea să o dai la fiecare suflet din acest loc. Amen. Și nu numai. La mulți alții, prin adevărul Evangheliei, fă să cunoască că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, să-L cunoască personal. Doamne, mulțumim că ne dai prilejul acesta în această seară, să ne oprim în acest loc și să ne închinăm înaintea Ta. Să putem asculta cuvântul Tău.
Mulțumim că ai pregătit cuvânt pentru sufletele noastre. Amin. Mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul tău scris, Sfânta Scriptură. Mulțumim că acest cuvânt e adevărul. Amin. Și vine de la tine, Amin. Inspirat prin Duhul Sfânt. Amin. Doamne, binecuvântă propovăduirea din această seară. Pe robul tău care va propovădui. Amin. Doamne, pregătește și inimile noastre. Amin. Să fie pământul cel bun. Amin. Fiecare suflet să fie străpuns de puterea cuvântului tău. Amin. Și să fie luminat de Duhul tău să înțeleagă câtă nevoie avem de tine. Amin. Doamne, avem nevoie de tine. Amin. Nu numai noi. Știm că sunt frații noștri, semeni de noștri, prieteni de noștri, care nu te cunosc. Sau sunt semeni și frații noștri în suferință, în încercare. Doamne, atinge-te de fiecare. Amin. După bunătatea și înțelepciunea ta, ai milă de cei ce nu pot fi cu noi. Amin. Din pricina bolii și suferinței, și atinge-te și de ei și întărește-le sufletul și credința. Amin. Doamne, vrem să ne faci o cercetare specială și vrem ca tot ce se face în acest loc să fie spre slava ta, cântarea, rugăciunea și propovăduirea cuvântului. În numele Domnului Iisus. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile și ascultăm corul bisericii, slăvim pe Domnul Cuvântan.
Iisus, vreau să vă spun bun venit tuturor la această seară de închinare specială, în cadrul căruia propovăduim Evanghelia, se propovăduiește Evanghelia Domnului Iisus spre mântuire și cercetare pentru fiecare suflet. În mod special aș vrea să spun un bun venit prietenilor, musafirilor, care au răspuns invitației fraților din biserică, bisericii noastre. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi. Bine ați venit, Dumnezeu să vă binecuvinteze și am vrea să ne închinăm împreună înaintea lui Dumnezeu în această seară, conduși de cuvântul lui Dumnezeu, de adevărul lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc pentru a avea un scurt moment de rugăciune. Aș vrea să citesc câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 20 la 24. 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 20 la 24. Cuvântul Domnului spune astfel: unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu care să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie greci, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Conform Sfintei Scripturi, pentru ca omul să fie mântuit și a se bucura de viața veșnică cu Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, omul trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum s-a descoperit El și să creadă în Dumnezeu. Să creadă în Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu și să creadă cu adevărat în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan 17:3, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici și este adevărul că Dumnezeu nu poate fi cunoscut prin înțelepciunea lumii. Dumnezeu nu poate fi cunoscut prin puterea minții omului. Cunoașterea lui Dumnezeu este pe o cale rânduită de El, hotărâtă de El. Spune versetul 21 de aici: întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Dumnezeu a găsit o cale prin care s-a descoperit, s-a făcut cunoscut. Și această cale, conform cu textul acesta și cu alte texte din Sfânta Scriptură, calea de cunoaștere a lui Dumnezeu, are de-a face, și o să spun câteva lucruri, mai întâi cu credința care duce la mântuire. Zice, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși. Pe cei ce cred în seamă. Pe cei ce au credință. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei ce cred. Și vă aduc aminte din nou cuvinte foarte cunoscute din Sfânta Scriptură care ne arată acest lucru. Efeseni 2:8 spune că și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Evrei 11:6 spune și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Mai întâi că El este, două lucruri. Că Dumnezeu există și doi, că El răsplătește pe cei ce au. Calea
lui Dumnezeu de descoperire, de cunoașterea Lui în sens mântuitor, implică credința aceasta care duce la mântuire. În al doilea rând, calea de cunoaștere a lui Dumnezeu în înțelepciunea Lui implică cuvântul lui Dumnezeu care duce la credință. Cum ajunge omul la credință? Zice, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii. Care propovăduire? A cuvântului. A cuvântului Dumnezeu despre crucea Domnului Iisus. A cuvântului revelat de Dumnezeu. Pavel spune în Roman 10:17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Calea lui Dumnezeu, ca El să fie cunoscut, implică acest cuvânt care trebuie propovăduit, care l-avem scris astăzi, pe care l-avem scris în Sfânta Scriptură și pe care noi îl propovăduim. Noi, așa cum o să auziți, nu propovăduim altceva decât cuvântul lui Dumnezeu scris și pe Hristos, cel răstignit care este descoperit în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu și Hristos prin cuvântul lui Dumnezeu aduce credința în inimile oamenilor, în inimile celor ce aud. Credința vine în urma auzirii. Dar dacă ne mai uităm în textul acesta, calea lui Dumnezeu de a fi cunoscut în sens mântuitor implică și crucea Domnului Iisus Hristos la care ne conduce cuvântul propovăduit. Crucea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Versetul 18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie. Da, pare o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva foarte direct. Se zice despre pocăiți că ei nu cred în cruce. Despre noi se zice de multe ori din afară că noi nu credem în cruce. Noi credem în crucea lui Hristos. Dar în crucea despre care vorbește Biblia. În Biblie, crucea Domnului Iisus Hristos înseamnă moartea Lui pentru păcatele noastre. Jertfa Lui de pe cruce. Biblia nu a vrut să ne impun un obiect pe care să-l avem și să ne închinăm înaintea Lui, ci Biblia, când ne vorbește despre crucea Domnului Iisus Hristos, vorbește despre moartea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos, moartea pentru păcatele noastre prin care suntem răscumpărați, eliberați din păcat, iertați de păcate prin crucea Domnului Iisus și împăcați cu Dumnezeu prin crucea Domnului Iisus Hristos. E jertfa Lui, moartea Lui, vărsarea de sânge prin care Dumnezeu ne oferă iertare. Crucea Domnului Iisus Hristos. Slăviți să fie Dumnezeu pentru crucea Domnului Iisus Hristos. Calea lui Dumnezeu de a se descoperi implică și această cruce a Domnului Iisus Hristos la care ne duce cuvântul. Dacă citești Scriptura, nu poți să nu ajungi să descoperi jertfa Domnului Iisus și cât de mult vorbește Scriptura despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Și bineînțeles, în final, calea lui Dumnezeu de descoperire ca punct culminant îl include și implică și pe Hristosul răstignit pe cruce. În cele din urmă, noi trebuie să ajungem la Hristos, la o relație personală cu El. Pavel zice, Dumnezeu a rânduit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Propovăduirea crucii, spune versetul 21 și versetul 23 spune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Pe cruce a fost cineva răstignit. Și calea lui Dumnezeu de a se descoperi și de a ne dărui mântuirea Lui este Hristos Domnul. El a spus și am auzit și duminica trecută, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
Calea lui Dumnezeu, de descoperire a Lui, de cunoaștere, îl include și îl implică în mod plenar pe Domnul Iisus Hristos. El este Dumnezeul care s-a întrupat și a murit pe cruce pentru noi. Binecuvântat să fie. Amen. Dar noi știm că n-a rămas pe cruce. Hristos nu mai e pe cruce. A fost pus în mormânt, e adevărat, după ce a murit. Dar a înviat. Și nu e mult. Dar noi în fiecare duminică sărbătorim pe Hristos cel viu. Hristos a înviat. În fiecare duminică e viu. Pentru totdeauna. E viu în vecii vecilor. Slăvit să fie El. Și va veni din nou. E la dreapta Tatălui și va veni din nou cu slavă și putere mare. Așadar, a-L cunoaște pe Dumnezeu în sens mântuitor. Se poate numai pe calea Lui. Nu pe calea omului. Omul cu înțelepciunea Lui nu-L poate cunoaște. Lumea. Însă Dumnezeu a găsit o cale și a rânduit o cale și a descoperit o cale. O cale pe care astăzi o avem prezentat în Sfânta Scriptură. Ea e credința, e aici, e cuvântul, e crucea Domnului Iisus. E Hristos care a murit pe cruce și a înviat pentru mântuirea noastră. Slăvit să fie El. Ne rugăm ca această cale să fie cunoscută și în această seară și acceptată. Pentru că oamenii aud, au auzit și atunci, și de atunci s-a propovăduit Evanghelia și se propovăduiește și acum, dar unii aud și acceptă și cred, alții aud și nu vor să creadă. Pentru că vor altceva, cum era și atunci. Iudeii vroiau minuni, grecii înțelepciune. Însă noi îl propovăduim pe Hristos și ne rugăm ca toți cei ce ascultă într-un final să ajungă să primească, să creadă. Să creadă cuvântul lui Dumnezeu și să creadă în Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să ne rugăm pentru aceasta și în seara aceasta și vă invit să vă ridicați. Și aș vrea într-un moment de rugăciune împreună cu familia Butara, Alex și Diana și familia Ile, Eugen și sora Nelly să ne rugăm Domnului pentru ca Dumnezeu să fie cunoscut și Domnul Iisus Hristos să fie făcut cunoscut și în această seară pentru fiecare inimă. Și cei ce aud cuvântul, într-un final să primească cuvântul, să creadă în Domnul Iisus. Vă rog să ocupați locurile și mai ascultăm corul slăvind pe Domnul cu o cântare.
aceasta poate fi o dorință înaltă a oricărui suflet, bunătatea și îndurarea Domnului să ne însoțească în fiecare zi și apoi să fim veșnic cu Domnul în casa Lui. Însă, așa cum a cântat corul și așa cum a spus-o David în Psalmul 23, el n-a spus-o ca pe o dorință, ci a spus-o ca pe o certitudine, ca pe o siguranță. El a zis, da, bunătatea și îndurarea mă vor însoți. Așa a cântat și corul. N-a fost o dorință, ci a fost o certitudine, o încredințare. Dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu și îl avem pe Dumnezeu ca Tată și pe Domnul Iisus ca Mântuitor personal, avem această certitudine că bunătatea și îndurarea Domnului ne vor însoți în fiecare zi. Și Domnul să facă această realitate pentru fiecare dintre noi. Amin. Amin. Aș vrea să mai cântăm spre slava Domnului din cântarea de la numărul 879. Și în timpul acestei cântări ne pregătim să ascultăm cuvântul Scripturii care va fi citit și apoi propovăduit de fratele păstor Beniamin Costea. Ne rugăm ca Domnul să vorbească inimilor noastre și să ne dea tuturor o atitudine de primire, de ascultare atentă a cuvântului lui Dumnezeu. 879, numărul cântării. Nu va fi o veste mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus, nici iubire care să jertfească pentru noi cât a jertfit Iisus. Vreau să citesc din Isaia, capitolul 1, primele 20 de versete și mai apoi am să citesc din cartea Apocalipsa, capitolul 7, de la versetul 13, câteva versete. Isaia, capitolul 1. Versetul 2. Ascultați ceruri
și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, ne-am păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tâlp până în crește nimic nu-i sănătos. Numai răni, vânătăi, carne vie, nestoarsă, nelegate, nealintate, nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor, nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, mi-întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 13. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie și va întinde cortul peste ei, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete,
Nu-i va mai dogorâ nici soarele, nici vreo arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin. Amin. Mulțumim încă o dată, Doamne, pentru această seară și pentru oportunitatea de a deschide și citi cuvintele Tale. Doamne, sunt un om neputincios și nevrednic și îmi dau seama cât de măreață și cât de responsabilă este lucrarea care îmi stă înainte. Te rog, dincolo de slăbiciunile mele și nevrednicia mea, lucrează prin Duhul Tău. Amin. Dă-mi, Doamne, cele mai potrivite cuvinte. Amin. Pentru toți cei ce sunt aici de față. Pentru că vreau să fie cuvintele Tale, nu ale mele. Vreau să fie adevărul Tău, nu al nostru. Aș vrea ca în această seară, prin cuvântul transmis și prin lucrarea Duhului Tău Sfânt, să fie salvate suflete de la moarte. Amin. Să fie scoase suflete din păcat și pediapsă. Amin. Să fie mutate în împărăția slăvită a Fiului Tău. Amin. Lucrează, Doamne, că numai Tu poți. Amin. Binecuvintează-ne cu protecție de cel rău și orice lucrare pe care cel rău se gândește să o facă în mijlocul nostru. Tu ești toată puterea și slava în vecii. Mulțumim și Te slăvim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să așezați. Mulțumim Domnului pentru încă o seară de har, încă o seară în care putem să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să ascultăm cuvintele pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi, cuvinte pe care unele sunt, pe unele le avem mai de multă vreme, ca cele din cartea Isaia, o carte scrisă cu aproximativ 700 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, și cartea Apocalipsa, scrisă la aproximativ 800 de ani distanță de cartea Isaia, scrisă cam în jurul anului 100, la sfârșitul primului secol, după Domnul nostru Iisus Hristos. Am citit și am pus la oaltă cele două paragrafe ca să aduc în această seară un mesaj de o foarte mare importanță. E foarte important mai întâi, pentru că e un mesaj care vine direct de la Dumnezeu. Și dacă ați observat, ascultați cerul, ia aminte pământul, căci Domnul vorbește. Da, Isaia le-a scris, eu le voi prezenta în această seară, dar cuvintele nu-i aparțin nici lui Isaia și cu atât mai mult mie. Cuvintele îi aparțin lui Dumnezeu. Dacă vă uitați și la final, în ultimul verset pe care l-am citit, versetul 20, căci gura Domnului a vorbit. Versetul 10, ascultați cuvântul Domnului, ia aminte la legea Dumnezeului nostru. Versetul 11, ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. În aceste cuvinte, așadar, ne vorbește Dumnezeu însuși. Și când realizăm că Dumnezeu ne vorbește în aceste cuvinte, realizăm că ne vorbește Cel ce ne cunoaște. Ne vorbește Cel de care nu ne putem ascunde. Ne vorbește Dumnezeu despre care am învățat în această dimineață că nu se lasă să fie batjocorit. E un Dumnezeu care are un principiu fundamental. Ce seamănă omul, aceea va secera. Și în cuvântul pe care îl avem înaintea noastră, e un cuvânt foarte important pentru că e un cuvânt care vine direct de la Dumnezeu. În al doilea rând, cuvântul pe care îl avem înaintea noastră e un cuvânt foarte important pentru că vizează cea mai mare problemă a fiecăruia dintre noi. În textul nostru ne vorbește un Dumnezeu care știe, privește. Și când privește Dumnezeu, vede un popor foarte religios. Foarte religios.
E un popor care merge la închinare. E un popor care merge la templu. E un popor, Dumnezeu zice, ce-mi trebuie mie? Mulțimea jertfelor. E un popor care aduce jertfe nu puține, ci multe. Dumnezeu știe că e un popor căruia îi place să sărbătorească. Are sărbători, luni pline și tot felul de sărbători pe care le ține și pentru care se adună. Da. Dumnezeu știe că poporul acesta are o problemă din pricina căruia Dumnezeu nu îi poate ajuta în niciun fel. Problema lor? Păcatul. Sunt religioși, dar în continuare trăiesc în păcat. Da, se adună la închinare, dar în continuare nelegiuirile lor. După cum și vom vedea, spune Domnul, nu mai pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. E o problemă imensă pe care o avem toți. Nu este nimeni aici, începând cu cel ce vă vorbește. Și dacă e cazul, nici în afara acestor ziduri. Nu este nimeni care să nu aibă această problemă. Toți avem această problemă. Și în cazul cel mare este că mulți dintre noi considerăm că Dumnezeu e atât de indulgent încât se mulțumește cu orice din partea noastră. Avem impresia că îl putem cumpăra pe Dumnezeu cu religiozitatea, ritualurile și rânduielile noastre. Avem impresia că dacă facem ceva zis în numele Lui sau pentru El, gata. L-am lăsat cu gura căscată. Nu. De aceea e important textul acesta. Pentru că cel ce ne cunoaște știe că dincolo de religiozitatea și cucernicia noastră, încă n-am rezolvat cea mai mare problemă pe care o avem. Și pentru că n-am rezolvat cea mai mare problemă pe care o avem, încă suntem în cârdășie, în vrășmășie cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate privi spre un om care trăiește în păcat. Da, omul ăla poate merge la biserică, poate fi religios, poate face tot ce crede el că ar trebui să facă și mai și aude urechea. Mai ales că n-ascultă unde trebuie. Și unora li se pare că pot păcătui la infinit. Că pot să trăiască în păcat cum vor ei. Că Dumnezeu, vorba aia, nu-i o veste mai frumoasă decât dragostea Lui, nu? Tocmai am cântat cântarea. Nu va fi o veste mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus care ne-a iubit. Și despre ea vom cânta și în veșnicie, am zis noi. Dar sigur că da. Dumnezeu ne iubește. De-aia există o seară ca asta. Dar Dumnezeul care ne iubește este Dumnezeul care ne vorbește. Și când Dumnezeu ne vorbește, El nu este interesat, așa cum suntem noi interesați astăzi în unele zone, să vorbim oamenilor frumos, să-i pipăim pe spinare, să le zicem că-s buni, că-s cuminți, să știe așa cum sunt, că o fi bine, că nu-i Dumnezeu atât de rău. Dumnezeu când vorbește, El nu poate zice altceva decât adevărul. Și în seara aceasta, înaintea noastră, sunt trei adevăruri prin care Dumnezeu vrea să ne prezinte provocarea la reconcilierea supremă. Dumnezeu ne provoacă să ne rezolvăm problema. Dumnezeu nu vrea să ne lase în continuare să credem că dacă mergem la biserică și cântăm și ne rugăm și eu știu ce altceva, milostenii sau ce facem și ne cărăm în dreapta și în stânga și intrăm în tot felul de excursii și intrăm în tot felul de ritualuri, gata, problema păcatelor noastre sunt rezolvate. Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu absolut nimic. Dumnezeu e Dumnezeu și rămâne Dumnezeu în vecii vecii. Amin.
Și dreptatea lui și adevărul lui trebuie să fie cunoscut. Nu poți să intri într-o relație personală cu Dumnezeu dacă nu înțelegi adevărurile pe care Dumnezeu le scrie aici, pe care Dumnezeu le-a vorbit aici și pe care Dumnezeu ni le transmite. Probabil că parte din aceste adevăruri nu le-ai auzit niciodată. Ei bine, ți le spun eu. Există trei adevăruri mari. Privit așa în ansamblu, mai întâi Dumnezeu ne vorbește despre starea grea în care ne aflăm noi. În versetele 2 la 9, Dumnezeu ne arată care este starea în care se află poporul. Care sunt lucrurile pe care poporul le întâmpină. Care sunt lucrurile pe care poporul vrea să le ascundă sub covor. Că asta vrea poporul. Ca un om neînțelept care mătură prin casă și crede că dacă ascunde gunoiul sub covor și nu-l vede nimeni, e în regulă. Odată poți. Și a doua oară poți. Depinde cât gunoi ai. Dar a treia oară s-ar putea să nu mai poți. Și Dumnezeu e interesat. Și în prima parte avem demascarea acestei stări groaznice, grele, în care poporul lui este și în care lumea noastră este. Că și lumea noastră și noi câteodată suntem în aceeași stare. În al doilea rând, Dumnezeu prezintă starea lui. Nu numai starea noastră. Dumnezeu vrea ca poporul lui să înțeleagă și ce trăiește el. Dumnezeu e interesat să-și descrie sila pe care o are față de poporul lui. Nu dragostea, sila. M-am săturat. Nu mai vreau. Nu mai pot suferi. Nu se mai poate. Opriți-vă odată. Nu se mai poate. Și Dumnezeu e interesat să spună poporului și ce trăiește el. Că pe popor îl interesează numai ce trăiește el. Păi noi asta ne interesează, ce trăim noi. Păi în seara asta Dumnezeu ne cheamă să auzim și ce trăiește el. Când facem noi de capul nostru ce vrem noi. Și credem că pe Dumnezeu nu îl interesează. Ba, îl interesează. În textul nostru Dumnezeu se prezintă ca un Dumnezeu insultat. Indignat. E insultat că a ajuns într-o situație în care poporul crede că Dumnezeu e nimic. Că Dumnezeu nu merită mai mult. Că Dumnezeu nu-i nimeni. Că Dumnezeu nu reprezintă nimic. Că niște ritualuri azvârlite repede și niște sărbători rezolvă problema. Dar nu o rezolvă. Și în această seară, poate că n-ai auzit până acum. A să știi că Dumnezeu nu prezintă numai starea ta, El își prezintă și starea Lui. Ca să înțelegem și noi că Dumnezeu are sensibilitatea Lui. Că nu merge la infinit să facem ce vrem noi și cât vrem noi și cum vrem noi. Nu se poate. Nu se poate să fii cu inima împărțită, cu mintea împărțită. Nu se poate. Să te gândești numai la tine. Și să nu înțelegi că trebuie să fii curat și sfânt și consacrat pentru Dumnezeu. Frumusețea textului însă este că al treilea adevăr care vine spre noi este decretarea unei soluții. Noi suntem stricați. Noi Dumnezeu este silă. Cum să reconciliez asta? Ha? Cum? Dumnezeu e sătul de noi, noi suntem stricați și nu-L respectăm pe Dumnezeu. Cum să o rezolvăm? Dumnezeu ne spune în textul ăsta cum să o rezolvăm. Și tocmai în asta constă frumusețea unei seri de genul acesta. Pentru că după ce Dumnezeu ne spune în ce hal suntem și cât de departe suntem de ce vrea El, și după ce Dumnezeu ne spune cât îi dăsătul de noi și de trăirile noastre și de apucăturile noastre și atitudinile noastre, Dumnezeu ne spune care e soluția. Pentru că soluția
nu-i la noi, e la El. Soluția nu e hotărâtă de cei ce ofensează, ci de cel ofensat. În această seară Dumnezeu te cheamă să te judeci cu El. E singura ocazie în care Dumnezeu te cheamă să te judeci. Următoarea ocazie când Dumnezeu te cheamă la judecată, nu te cheamă să te judeci cu El, te cheamă să te judece. E o diferență. Încă într-o seară ca asta, Dumnezeu te cheamă să te judeci cu El. Indicând faptul că urmează alternativa unei schimbări, a unei transformări, a unei rezolvări, a unei reconcilieri. Vii să te judeci cu Dumnezeu ca să te împaci cu Dumnezeu. Doamne ajută! Nu faci asta în seara asta? Da, mai există o chemare la judecată, dar atunci nu te judeci cu El. Atunci te judecă El. Și după această judecată toate lucrurile sunt finale. Observați, vă rog, cele două probleme mari pe care Dumnezeu le arată când e vorba de starea noastră ca oameni. Starea grea în care ne aflăm noi oamenii. Două probleme mari. Prima e ignorarea persoanei lui Dumnezeu. În primele patru versete Dumnezeu zice, ăștia nu mă bagă în seamă, nu mă cunosc. N-au treabă cu mine. Da, să duc, fac, să închin, aduc jertfe, aduc de toate, dar eu nu sunt nimic pentru ei. Nu reprezint absolut nimic pentru ei. O, dacă aș însemna ceva pentru ei. Ce mare lucru. Dar ei fac o mulțime de lucruri. Și n-au nicio treabă cu mine. Lor li se pare că mă bagă în seamă, dar nu mă bagă în seamă. Nu pe mine. Ignorarea persoanei divine. A doua problemă pe care o vom observa, ignorarea pedepsei divine. Zice Dumnezeu, v-am tot pedepsit, am ajuns până acolo încât nu știu ce, cum zice? Ce pedepse să vă mai dau? Că am dat-o și pe aia, și pe aia, și pe aia, și pe aia, și nu, parcă nu înseamnă absolut nimic. Vă arat dragostea mea, o risipiți? Vă arat severitatea mea, o ignorați? Păi nu-i normal. Uitați-vă, vă rog împreună cu mine, să observați această ignorare a persoanei lui Dumnezeu prin aceste atitudini pe care le subliniază Domnul. Versetul 2. Domnul acuză poporul că s-a răsculat împotriva lui. Auziți cum pune problema. Am hrănit. Și am crescut niște copii. E adevărat? I-a hrănit Domnul pe cei din Israel? Câți ani i-a hrănit? Dincolo de faptul că i-a hrănit toată viața lor, găsim în Scriptură 40 de ani, i-a cărat prin pustie. Și i-a hrănit și le-a dat mâncare și le-a dat apă, din când în când le-a dat și carne și hainele 40 de ani pe ei. I-am hrănit. Indicând faptul că și-a arătat dragostea părintească. I-am crescut. Nu e ca și când hrana asta a fost ceva accidental. Dumnezeu a avut grijă ca poporul să crească. Să crească copiii, să ajungă maturi, să vină alții din urmă. E o frumusețe extraordinară. Însă poporul ăsta, în rog să fie recunoscător, ce-a făcut? S-au răsculat. Ce straniu e asta și astăzi? Înghițim din belșug toată bunătatea lui Dumnezeu și îi dăm în schimb ce? Păcatele noastre? Voința noastră? Aroganțele noastre? Dacă Dumnezeu și-ar închide mâna o clipită, am crăpa cu toți banii pe care îi avem. Ne-am face praf. Ce trist trebuie să fie să privești spre niște copii pe care i-ai crescut și care în loc să te asculte și să te respecte ca unul care ai băgat în ei atâta investiție, te privești cu
Ce vrea moșul ăsta? Ce stău? Las că știm noi. N-avem ce străbăți. Primește ce-ți dăm, dacă nu, fii sănătos. Așa e și astăzi. Lumea în care noi trăim există pentru că Dumnezeu a rânduit să existe. Și fiecare dintre noi suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a crescut, ne-a dat sănătate, ne hrănește fiecare zi. Ce privește-ți? Ce primește-ți, schimb? Niște oameni care au chef de religie, dar nu de pocăință. Niște oameni care cred că dacă trăiesc într-o religie, își rezolvă problema păcatului. Fals. Incorrect. Apoi, zice versetul 3, și sigur, comparația este destul de sever făcută, dar Domnul arată că animalele care trăiesc pe bază de impuls sunt mai deștepte decât oamenii. Și aici Domnul indică faptul că poporul l-a renegat. L-a renegat. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte. Foarte mare situație, foarte grea. Foarte mare greșeală. Păcat imens, o acuzație extrem de gravă. Și modul în care această acuzație poate fi privită în Noul Testament este exact modul în care Domnul Iisus Hristos o prezintă când zice: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? E modul în care Dumnezeu arată prin cuvintele voastre, voi ziceți că eu sunt stăpânul. Și așa e, sunt. Dar prin trăirea voastră, renegați ceea ce spuneți cu vorba voastră. Păi că nu știu ce rost are. Să zici că El e stăpânul, dar să trăiești ca și când tu ai fi stăpânul. Când zici că El e stăpân, dar trăiești ca și când tu ești stăpân, care e de fapt adevărul? Cine e șeful? Despre asta e vorba. 3. Renunțarea la Dumnezeu. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de lei, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul. Și întotdeauna când citesc asta, e un șoc. Întotdeauna aș înțelege de ce ne-ar părăsi Dumnezeu pe noi. Că Dumnezeu nu pierde nimic dacă ne părăsește pe noi. Dar n-am să le, niciodată n-am să înțeleg cum de un om care înțelege că de la Dumnezeu vine totul, își poate permite să-L părăsească pe Dumnezeu. Atenție! N-au părăsit religia. Erau acolo. N-au renunțat la jertfe. Vin cu jertfe multe. Pe cine au părăsit? Pe Domnul. Ce trist! Să trăiești o formă de religie în care Dumnezeu să nu însemne pentru că tu vrei să fii păcătos. Pentru că tu vrei în continuare să trăiești cum vrei tu, să faci ce vrei tu. Foarte grav. 4. E această respingere a unui Dumnezeu care este sfânt. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Dumnezeul care îi cunoaște ne spune: nenorocirea acestui popor constă în faptul că după ce s-au răsculat, m-au renegat, au renunțat la mine, în cele din urmă respingerea este categorică. Dumnezeu nu reprezintă pentru ei o alternativă. Da, ei rămân în continuare oameni religioși, da, ei în continuare își văd de sărbătorile lor și de rânduierile lor, dar Dumnezeu poate să stea undeva la spatele lor și să-și vadă de treaba lui ca să nu-i încurce prea mult.
E cineva aici în această seară care nu are puterea să recunoască că exact la fel se întâmplă și astăzi? Că oamenii nu se întorc spre Dumnezeu decât când țipă în disperare? Când se văd la capătul nenorocirilor și nu mai are cine ajuta și atunci zic, hai să țipăm. Da, dacă. Și astăzi e la fel. Dumnezeul care ne-a creat, care ne-a croit, care ne-a crescut, Dumnezeul care s-a îngrijit de noi, e Dumnezeul pe care noi astăzi nu vrem să-L băgăm în seamă. E Dumnezeul despre care avem impresia că nu merită chiar atât de mult. Știm noi, ne descurcăm noi. Această ignorare a persoanei lui Dumnezeu este problemă extrem de gravă. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, ascultați-mă bine, nu poate fi ignorat decât până într-un punct. Da, ei au putut întoarce spatele, ei au putut râde, ei au putut bagiocori, ei au putut disprețui. Dar când a venit ziua, istoria lor s-a încheiat. Pentru că atunci când Isaia scrie aceste cuvinte, acești oameni despre care vorbește textul au fost cotropiți de asirieni. Și Israelul a dispărut pentru totdeauna. În locul lor găsim pe vremea Domnului Iisus Hristos pe samariteni. Duși au fost. Pentru că îl poți ignora pe Dumnezeu, dar numai cât îți dă El voie. Tu poți zice, nu, eu stare, sunt mare, eu hotărăsc, eu decid, eu fac ce vreau eu, cât vreau eu, nu-mi spune nimeni când. E adevărat. Dar când Dumnezeu pune punctul, poți tu să vrei ce vrei. Pentru că Dumnezeu nu se lasă ignorat. E ignorarea pedepselor lui Dumnezeu și foarte repede vreau să cuprind trei sublinieri pe care le face textul. Prima e constatarea ignorării pedepselor. Zice Domnul, ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce? Dumnezeu îi pedepsește, ei ce zic? Se pocăiesc? Nu. O mai fac și pe asta. Dumnezeu iar îi pedepsește, ei ce fac? Păi, să vă spun. Și noi care suntem părinți, trebuie să avem înțelepciune, să știm ce înseamnă o pedeapsă. O pedeapsă nu e normală dacă face din cineva un om, din om rău în om mai rău. Rolul pedepsei este care? Ai făcut un rău, ești pedepsit, înveți, te corectezi. Mâine nu mai faci. Nu ei. Și nu noi. Dacă n-a atins Dumnezeu lumea asta nici în ultimii 2-3 ani, nu mai atins-o nici pe. Niciodată. N-a ajuns lumea în disperarea și în problemele pe care le are astăzi. Niciodată. Multe catastrofe au venit. Dar n-a lăsat Dumnezeu ca lumea să se oprească în loc. Luni întregi de zile. Să privești spre orașe imense în care oamenii se distrează și își trăiesc plăcerile care sunt pustii. Am să uit niciodată când am fost la Rio de Janeiro, acolo e atât de aglomerat, e plin. Am văzut în anii pandemiei o plajă care, pe care n-ai loc să pui un chibrit. Știți cum era? Nu tu festival, nu tu pustiu. Intenția lui, adică intenția acestui text nu este să ne arate că Dumnezeu nu mai știe cum să-i pedepsească. Dumnezeu, gata, s-a epuizat pedepsele. Atâtea le-am dat că nu mai știu cum să-i pedepsesc. Intenția textului este să ne arate că în ciuda faptului că Dumnezeu i-a pedepsit ca să-i corecteze poporul, asta e constatarea. A doua subliniere este cauza. Cum
ajunge cineva să ignore pedeapsa lui Dumnezeu? Chiar poate cineva să ignore pedeapsa lui Dumnezeu? Poate cineva? Poate cineva să treacă pe lângă o lucrare atât de evidentă a lui Dumnezeu și să fie absolut nepăsător? Da. Dacă, versetul 5, ultima parte, tot capul este bolnav, toată inima suferă de moarte. Două mădulare fără de care viața e imposibilă. Ăsta și asta. Dacă inima mea nu e a lui Dumnezeu și dacă mintea mea nu e înnoită de Dumnezeu, boala asta e atât de grea, exact cum scrie aici, suferă de moarte. Sigur, putem merge la biserică, putem cânta, ne putem ruga, putem merge la slujbe, putem merge la locașuri, pelerinaj, putem merge, văzut am numai pe Mirce. N-am vreme, că dacă v-aș povesti câteva de lucruri pe care le-am văzut, v-ați amuzat peste măsură de mult. Și nu-i cazul să râdem de astea, e mai mult de plâns. Mi-aduc aminte de multe dintre ele. Dar doar așa, am fost în Brazilia, într-o zonă în care era o piatră pe care o venerau toți. Pentru că li s-a spus că pe piatra aia a stat Maria și l-a dat pe Domnul Iisus Hristos. Ce-o fi căutat Maria în Brazilia? Nu pot să știu. Cum o fi ajuns acolo? Nu pot să înțeleg. Cum o fi ajuns Maria în Brazilia? Când? Nu pot să-mi dau seama. Dar uite, sunt mii și mii de oameni la care atâta le poate capul. Și acolo se duc și se închină. Că pe piatra aia au lătat Maria pe Hristos. Serios. Ei uite, asta înseamnă un cap și o inimă bolnave. Și toți cei ce suntem aici, dacă n-avem inima curățită prin sângele lui Hristos și mintea înnoită prin regenerare și mântuire, suntem bolnavi de moarte. Sigur, noi putem să aducem jertfe, putem să zicem, putem să dregem, putem să facem lucrări extraordinare. N-are rost. Cauza ignorării lui Dumnezeu și a pedepselor sale e faptul că mintea noastră e blestemată. Nu gândește corect. Are nevoie de schimbarea pocăinței, de schimbarea credinței prin care e primit Hristos în inimile noastre. Avem nevoie de o noire a minții și avem nevoie de o noire a inimii. Nu bucata de carne. A ființei noastre. În seara asta, mă rog ca Dumnezeu să rezolve această problemă în viețile noastre. După ce ne prezintă constatarea și cauza ignorării pedepsilor, textul ne prezintă consecințele. Dacă citiți de la versetul 6, ajunge să citiți. Nu mai trebuie să descriu. Nu mai e nevoie să explic nimic. Auziți. Din tălpi până în creștere. Dacă nu-i inima și capul sănătos, ce mai e sănătos? Zii tu, ce mai e sănătos? Dacă inima ta și mintea ta nu e a lui, ce mai e? Din tălpi până în creștere, numai răni, vânătăi, carne, răni deschise, asta e vorba. Răni deschise. Țara e pustită, cetățile sarse de foc, ca o colibă, ca o covercă, ceva putred, ceva uscat, ceva fără nimic bun. Asta e starea pe care Dumnezeu ne-o arată și nouă în această seară. Pentru că trăim într-o generație care se poartă exact la fel cu Dumnezeu. Ei bun Dumnezeu dacă îți dă să mânci, dacă te ajută, dacă îți dă tot ce vrei tu și cum vrei tu, dar cu păcatele nu. Să-și vadă de treaba lui, să ajute dacă vrea, în rest să nu pretinde nimic.
E bine, nu se poate. Iată acum, Dumnezeu îți descrie starea Lui. Ți-o descris-o pe a ta și pe a mea. Acum o descrie pe a Lui. Când o descrie pe a Lui, foarte interesant, Dumnezeu zice, a, nu-i problemă, că eu am răbdare. Am răbdare, pă, cât în cape. Nu-ți fă probleme. Oh, tot înainte. Pă, tot așa. Tot. Ignoră. Ignoră-mă. Poate n-ați auzit niciodată modul în care Dumnezeu își descrie, eu am numit trăirile Lui, că nu știu cum să le numesc altfel. Da? Să știi că și Dumnezeu are părerile Lui despre tine. Și Dumnezeu are trăirile Lui când te privește și vede cum trăiești tu. În textul nostru Dumnezeu zice, sunt sătul. Nu mai pot. Nu mai pot suferi. E incredibil. Atâta nelegiuire, atâta fără de lege și religie adunate la oaltă, încât e de nesuportat. Mai întâi e o problemă, pentru că Dumnezeu se simte și consideră că este ignorat. Versetul 10. Ascultați cuvântul Domnului. Ia aminte, poporul nu mă ascultă. Poporul nu mă... Da, el duce jertfe, dar nu-l ascultă pe Dumnezeu. Ascultă rânduielile, ritualurile, religia, dar pe cine n-ascultă? Pe Dumnezeu. El crede că dacă merge și își duce jertfele și arderile de tot, e suficient. Și aici e foarte ciudat. Pentru că Dumnezeu nu și-a schimbat auditoriul. Dumnezeu nu vorbește acum Gomorii și Sodomei. Ele au dispărut cu multă vreme în urmă. Cui vorbește? Tot Israel, tot nouă. Atunci de ce ne numește popor al Sodomei și al Gomorei, cum este și în versetul 9? Pentru că în Sodoma și Gomora existau niște păcate scârboase. Ce cuvânt să vă spun? Absolut scârboase. De la aceste forme de LGBT, la prostituție și la adulter și la niște păcate de egoism și de aroganță absolut incredibil. Dumnezeu indică prin formularea acestor cuvinte că nu ei, cei cărora le vorbește aceste cuvinte, mai buni decât cine? Decât ăia la care le-au dat foc. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că într-o zi, dacă nu ne rezolvăm problema noastră, asemenea Sodomei și Gomorei, în foc. Mai că Sodoma și Gomorra au fost distruse de un foc care s-a stins. Le-a mistuit și s-a stins, că n-a mai fost ce să ardă. Focul veșnic nu se stinge. Chinul nu se oprește. E veșnic. Dumnezeu e ignorat. Dumnezeu e insultat. E insultat. Știți de ce e insultat? Pentru că oamenii au ajuns să creadă că Dumnezeu poate fi cumpărat cu jertfe, cu acțiuni, cu activism. Că dacă mă duc acolo și mă duc dincolo și mă duc la biserică și atunci și atunci și de atunci și de atunci și fac ce spune ăla și fac ce spune ălalt, în rest pot să trăiesc cum vreau eu. E o insultă adusă la adresa lui. Nu se poate să crezi că dacă aduci jertfe multe, ce Dumnezeu, sunt sătul de arderile de tot, de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea, cine vă cere astfel de lucruri? Unii ar fi putut să spună, păi tu le-ai cerut. Da. Numai că Dumnezeu nu le-a cerut pentru ca prin acele jertfe să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Dumnezeu le-a cerut jertfele pentru ca prin ele să se apropie de Dumnezeu. Și să se depărteze de păcat. Ei au folosit jertfele ca să se depărteze de Dumnezeu și să continue să trăiască în păcat. Cum face o țară întreagă în România.
nu supăr pe nimeni și respect pe oricine. Dar când privesc o țară care își trăiește religiozitatea prin vizite la mănăstiri și catedrale și moaște și în continuare își trăiește viața cum vrea, în păcat, nu pot să înțeleg cât e de iscusită mintea noastră. Nu pot să înțeleg. Aici păcatul poporului e evident. Care e păcatul poporului? Nu se închină? Se închină în mod păgân? Nu, se închină corect. Exact după cum le-a cerut Dumnezeu. Dar închinarea lor nu elimină din viața lor ce? Nu, domnule. Păi ei interesează să le meargă bine, să aibă noroc. Ce treabă au ei cu păcatul? Ei are Dumnezeu. Și Dumnezeu e insultat. Când noi ne prezentăm înaintea Lui, considerând că prin lucrurile pe care le facem, îl îmbunăm pe Dumnezeu. Nu-L putem îmbuna pe Dumnezeu. Păcatul este problema noastră cea mai mare. Și spune cuvântul, pedeapsa păcatului este... Dumnezeu e ignorat, e insultat. Dumnezeu se simte, atenție la ce spun acum, Dumnezeu se simte ieftin. Ieftin. E tratat în așa fel încât se simte că nu face doi bani. Nu mai aduceți darul de mâncare, uitați-vă cuvântul care urmează. Ce cuvânt urmează? Nefolositoare. A, cui nu folosesc? Cui nu folosesc? Mai întâi lui. Și cui nu folosesc? Celor ce le aduc. Dar atunci de ce le aduc? Pentru că ei consideră că dacă Dumnezeu primește darurile de mâncare, îi lasă să facă ce vor ei. Cu o mâncare am rezolvat problema. Ce indignat e. Sărbători, sabate, adunări de sărbătoare. Păi când văd nelegiuirea, când văd că de fapt nu mă ascultați, când văd că în spatele religiei vreți să vă ascundeți ca să trăiți cum vreți voi și să-mi dați numai cât vreți voi și numai cum vreți voi. Cum să nu mă consider ieftin? Și asta pățim deseori. În casele noastre îi tratăm pe unii ca și când ar fi fără nicio valoare. E o vorbă tare grea. Bine ar fi să luăm aminte la ea până nu-i prea târziu. Deci că omul nu știe prețui ce are. Până când? Da. Până pierde. Îi tratează pe toți ieftin. E un fel de tratament din ăsta în care numai eu contez. Numai ce spun eu, numai cum vreau eu, cât vreau eu, când vreau eu. E o formă în care Dumnezeu e ieftinit până la nivelul unui zeu, unui idol. Cum să nu fie Dumnezeu supărat că e în halul ăsta tratat ca pe ceva? Nu merită mai mult. Atâta merită, atâta-i dau. Serios. În loc să fie un Dumnezeu iubit, iubit în mod infinit, în loc să fie Dumnezeul care să ne impresioneze, e Dumnezeul care credem că se mulțumește cu cât vrem noi. Și nu e așa. Nu e așa. E un Dumnezeu indignat. Când vă întindeți mâinile, auziți ce expresie? Îmi întorc ochii de la voi. Foarte interesant. Că poporul ăsta, în ciuda tuturor problemelor pe care le are, nu a uitat să se... Că se roagă. Nu? Se roagă. Vai ce oameni spirituali că ei se roagă. Ce rost are? Și cum să nu fie indignat Dumnezeu dacă nici măcar rugăciunea ta
nu este un simbol al smereniei, al pocăinței, al înțelegerii mărimii Lui și micimii tale. Dacă și rugăciunea o folosești numai pentru ce vrei tu și numai ce-ți convine ție, și dacă rugăciunea nu înseamnă pocăință și smerenie, ce rost are să o rostești? Dumnezeu își întoarce, noi întoarcem spatele, El nu ne mai ascultă. Uitați-vă așadar cum ne vorbește Dumnezeu prezentându-și starea Lui. El e interesant să înțelegem nu numai starea noastră, să înțelegem și starea Lui. Ca nu cumva să credem că starea noastră nu are treabă cu tot. Pe Dumnezeu nu-L interesează starea noastră atâta vreme cât venim și facem și zicem și... Ei, uite că nu e așa. Dar, cu fine răbdare, vine soluția. E atât de departe omul de Dumnezeu, încât e absolută nevoie de cineva care să intervină și să ne aducă o soluție. Care-i soluția? Versetul 16. Spălați-vă, deci, și curățiți. Care-i soluția? Învățați-vă să faceți bine. Veniți totuși să ne judecăm. Așa cum sunteți, veniți acum să ne judecăm. Și nu contează cât de multe și ce culoare au păcatele voastre. De la roșu aprins, cărămiziu și închis. De la ideea acestui cârmâz la purpură, care e o diferență de culoare. Cârmâzul are un roșu mai deschis și purpura e un roșu mai închis prin violet. Mai amestecat cu negru. Și Dumnezeu, nu-i problemă. Haina ta, viața ta, sufletul tău primește o altă culoare. Și anume? De am citit din Apocalipsa. Și nu vreau să închei până nu vă duc un pic la Apocalipsa ca să vedeți frumusețea acestui text. Sigur că în Vechiul Testament curăția a rămas o problemă și rămâne o problemă. Nu vreau să mai au timp explicând-o. Isaia a avut o problemă de necurăție și el, dacă citiți în capitolul 6, și n-a putut-o rezolva singur. A trebuit să vină un înger. E bine, am bucuria să vă spun în această seară că Dumnezeu ne-a dat o soluție în Domnul Iisus Hristos. Iată. De unde vin aceștia? Cum au ajuns aici? Cine sunt? Aceștia vin din necazul cel mare. Ce-au făcut ca să ajungă acolo? Zice versetul 15, pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Pentru ce? Ce-au făcut să stea înaintea scaunului de domnie? Și să se bucure toată veșnicia de prezența lui Dumnezeu. Nu mai fi foame, sete, nu va mai dobră soarele. Încearcă textul să arate câteva din condițiile spectaculoase care sunt acolo. Dar ce-au făcut ei ca să fie vrednici să ajungă acolo? Ce-au făcut? Și-au spălat hainele. Și le-au albit în... Soluția lui Dumnezeu este să vii. El a venit. Tu trebuie să vii. El a venit. Trebuie să vii și tu. El a venit și a stat la Golgota, răstignit între cer și pământ. Și a vărsat sângele pentru ca în sângele Lui noi să putem fi curățiți și să putem fi albiți. Păcatul nostru să dispară. Astfel încât atunci când ne adunăm să ne închinăm, nu o facem ca să ne acoperim păcat. Ci ca să le excludem din viața noastră.
Să luptăm împotriva. Acolo, înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu, nu este loc decât pentru aceia care s-au împăcat cu Dumnezeu, spălându-și hainele în sângele mielului. Spălați-vă! E imperativul curăției. Asta e soluția. Spălați-vă! Curățiți-vă! Sângele Domnului Iisus Hristos este astăzi la fel de puternic și valabil. Ce trebuie să fac eu? Auzi cineva aici de pocăință. Astăzi. Nu sunt chemat să justific păcatul în viața mea. Nu sunt chemat să iubesc păcatul în viața mea. Sunt chemat să mă plec înaintea Lui și în pocăință să recunosc că-s păcătos, că nu vreau să mă ascund, că nu vreau să mă implic într-o religie care nu mă scapă de păcatele mele, într-o închinare, într-o religiozitate în care să uit că există Dumnezeu și în loc să mă curățesc și să mă sfințesc, să continui să trăiesc în păcat. Foarte mare și foarte gravă problemă. Până nu-i prea târziu, suntem invitați la Domnul Iisus. Pocăindu-ne, ne recunoaștem păcatul, înțelegem că nu ne putem scăpa de păcat. Înțelegem că Iisus Hristos a venit tocmai din pricina asta, ca să ne curățească. Cum spune unul Ioan, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. E un imperativ. Nu ai de ales. Te rog în această seară nu continua să-L insulți pe Dumnezeu, coborându-L la nivelul unuia care nu pricepe multe. Care poate fi păcălit. Nu ești tu singurul care o să intri în slavă cu păcatele după tine. N-ai cum. Dacă nu te împaci cu Dumnezeu și dacă nu te curățești în Iisus Hristos, degeaba te închini, degeaba cânți, degeaba dai, degeaba cauți sfinți și preoți și păstori, degeaba. Dacă vă uitați la textul pe care l-am citit, finalul, e un impact. De veți voi și veți asculta. Viitorul e extraordinar. Viitorul e perfect. Veți fi săturați. O formă figurativă de a spune Dumnezeu vă va sătura, vă va satisface, vă va împlini, totul va fi extraordinar. Pentru că așa cum am văzut în cartea Apocalipsa, cei ce s-au curățit în sângele Domnului Iisus Hristos sunt și vor ajunge înaintea scaunului de domnie. Accentul este pe, recitez, de veți voi și veți asculta. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți. Și se încheie cu cea mai puternică garanție că într-adevăr așa se va întâmpla. Care e garanția? Gura Domnului. Nu-L poți păcăli. Ori înaintea scaunului de domnie, ori sub sabia Lui, pierdut și pedepsit în vecii vecilor. Aduc acest mesaj la încheiere. Musafirilor noștri le spun, fără să știu neapărat în ce religie cred ei că reușesc nu știu ce, că religia nu face doi bani. Nu face doi bani. Ritualurile nu ajută la nimic. Religia e o invenție omenească. Dumnezeu nu te cheamă la o religie. Dumnezeu te cheamă la El. Veniți totuși să ne judecăm. Cu cine să te judeci? Tu? Cu El. La această judecată El îți aduce acuzațiile, îți arată starea ta, îți arată starea Lui,
și îți spune că încă mai poți să te curățești în sângele Domnului Iisus Hristos. Prin pocăință și credință. Doamne ajută! Amin. Bisericii îi spun astăzi că nu-i de glumit. Că Dumnezeu nu-i chiar așa de indulgent și de impasibil cum îl credem noi. Că pe Dumnezeu n-avem voie să-L tratăm ieftin, întreagăt, cum vrem noi, cât vrem noi și ce vrem. Aș îndrăzni să cer bisericii în această seară înțelepciunea a să înfirma musafirii noștri sub reflectorul cuvântului. Știți ce aș vrea să îndrăznesc să vă provoc să faceți? Ia gândiți-vă oare prin trăirea noastră ce facem pe Dumnezeu să gândească despre el. Cum e? Nu cumva și sătul de noi? Nu a ajuns cumva la limită și în ce ne privește? Nu cumva destul? Nu cumva ne-am permis prea mult. Nu cumva am ajuns și noi să facem din viața noastră o religie în care păstrăm ce avem noi. Păcatele, plăcerile, aroganțele noastre, ele rămân acolo că și așa facem cât vrem și Dumnezeu n-are decât să se mulțumească. Spun astăzi tuturor, Dumnezeu e Dumnezeu. Trăim pentru că așa vrea El. Ne ridicăm pe picioarele noastre pentru că așa vrea El. Cădem lați la pat pentru că așa vrea El. Ne ridicăm iarăși pentru că așa vrea El. Vom mânca mâine dacă vom trăi pâinea de fiecare zi pentru că așa vrea El. Nu există niciun minut, nici o secundă în care viața noastră să poată exista. Dacă nu ar vrea El. Cel ce ne-a hrănit și ne-a dat de toate, se așteaptă să nu credem că poate fi cumpărat cu orice și cu oricât. Să înțelegem că ne așteaptă și ne cheamă să ne împăcăm cu El prin Iisus Hristos și să trăim pentru El cu Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu în această seară că prin cuvântul Lui ne-a vorbit fiecăruia și ne-a arătat starea noastră, ne-a arătat și cum este inima Lui și ne-a dat și soluția ca să ne împăcăm. Mai rămâne în dreptul fiecăruia să ascultăm, așa cum a fost apelul final de veți voi și veți asculta. Fiecare suntem chemați să ascultăm personal de Dumnezeu. De chemarea Domnului Iisus Hristos care zice, veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Aș vrea în încheierea acestei seri să mai cântăm o cântare prin care aș vrea să lăsăm mesajul acestei cântări și a cuvântului pe care l-am auzit, pentru că și mesajul acestei cântări ne cheamă să asculcăm de Dumnezeu și să nu respingem, să nu amânăm. Astăzi Dumnezeu zice, ascultă și vei fi iertat, mântuit și împăcat cu Dumnezeu. Cântarea de la numărul 649, aș vrea să o cântăm în încheiere. O cântare ce ne cheamă să ascultăm, să nu respingem mesajul. Astăzi e timpul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ne-a vorbit încă o dată. Astăzi trebuie să luăm aminte cum a fost textul și cuvântul. Luați aminte. Domnul vorbește. Aș vrea să vă invit să vă ridicați și în timp ce cântăm această cântare, fiecare să se gândească în dreptul lui. Cât este el de ascultător de Dumnezeu? Cum ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și de chemarea Lui? Ce ne împiedică? Ce ne face să amânăm? De ce nu vrem astăzi să ascultăm, așa cum e și mesajul acestei cântări? Unul respinge.
aduce al său cuvânt, nu refuza Harul cel Sfânt. Nu-ți împietri inima ta, ci vino astăzi. Fiecare să ne întrebăm. De ce nu astăzi? Astăzi, prin milă, ești chemat. Ai grijă, Doamne, s-o mâine se poate mai muri. Cred și mă pocăiesc. Nu trebuie să faci nimic spectaculos, ci doar să te smerești în pocăință și credință înaintea Domnului. Și vă invit să plecăm capetele și să stăm câteva momente, fiecare, în taina inimii noastre, în lumina cuvântului pe care l-am auzit. Câteva momente, fiecare să stăm înaintea Dumnezeu și apoi
Voi încheia cu rugăciune. Tată Ceresc, mulțumim în numele Domnului Iisus pentru timpul de îndurare și seara de har pe care ne-ai oferit-o. Mulțumim pentru cuvântul Tău care a fost prezentat și propovăduit aici. Mulțumim, Doamne, că încă o dată ne-ai confruntat cu cea mai mare problemă a vieții noastre, a inimii noastre, a ființei noastre, problema păcatului. Mulțumim, Doamne, că ne-ai arătat cum este inima Ta față de noi, când noi suntem în păcat și în fără de lege și în nelegiuire. Am mulțumit, Doamne, că prin cuvântul Tău ne-ai descoperit și ne-ai arătat atât de clar și soluția de împăcare, de iertare, de mântuire. Mulțumim pentru Domnul Iisus. Mulțumim că în sângele Lui încă este iertare și curățire. Doamne, ajută-ne să ne încredem de plin în Domnul Iisus Hristos și să ne pocăim de orice păcat. Amin. Te rog să ai milă de noi, de fiecare. Amin. Doamne, Tu cunoști starea fiecărui suflet. De aceea, prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău, lucrează în fiecare suflet. Amin. Și adu la credință și pocăință pe toți cei ce n-au venit niciodată. Amin. Ajută-ne pe noi care Te-am cunoscut să ne trezim și să ne dăruim și să ne dedicăm pe deplin Ție. Amin. Doamne, dacă ne-am îndepărtat, dacă ne-am răcit, ajută-ne să ne întoarcem la dragostea Lui. Să ne pocăim și să trăim o părtășie și o relație cu Tine, așa cum meriți să fii slăvit și cinstit. Doamne, Te rog să-ți continui lucrarea în fiecare inimă. Să faci cuvântul acesta semănat, să încolțească și să aducă rod la vremea potrivită. De mântuire, de sfințire, de trezire, de întoarcere spre Tine, spre slava Ta. Te rugăm să fii cu noi în tot ce ne așteaptă și să nu lași pe niciunul de aici să se piardă, ci tot să ajungă la mântuire, la credință și la harul Tău și la împărăția Ta. În numele Domnului Iisus, lucrează. Amin. Amin.